Sacrificau animale și apoi vindeau carnea. Asta au descoperit polițiștii și inspectorii sanitari veterinari din Dâmbovița în două gospodării din Moroeni. Oamenii legii spun că au indicii că cei doi proprietari comercializau carnea de animale sacrificate, iar la descinderea de joi au găsit 10 oi și 2 capre gata sacrificate ce urmau să fie comercializate. Mai mult, oamenii legii spun că au găsit cuțite de măcelărie, cântar și o ladă frigorifică. Cătăline, după ce le facem poză, sedii la alea, îl iei cu tine. Duci la post. Proprietarii și vecinii acestora se apără însă și spun că animalele sacrificate erau pentru consumul propriu. Ce au găsit la dumneavoastră aici? Nu e problema, dumneavoastră, întreb poliția. De ce nu întreb poliția? Uite, e de acolo. Sunt condiții să sacrificați animale? E în spate poliția, lăsați-mi în pace poliția. Dânsi spun că n-aveți condiții. Domne, n-a spus nimic, ai întrebat? Ai stat da, de vorbă cu da, el? Da, am stat de vorbă. Foarte bine, dacă a spus, ești lămurit. De ce mai mă întreb pe mine dacă dânsi ți-a spus? Da, a tăiat animale. Întreabă-i. Nu știi dumneata cine sunt eu, nu știi cine a tăiat, nu știi cine a făcut. Interesează-te și vă ascult. Păi la dumneavoastră sunteți în măsură să ne spuneți. Dar nu știi dumneata, dacă eu sunt, pot să fiu un vecin, pot să fiu un martor, pot să fiu orice. Eu sunt, nu știi dumneata că păi sunt proprietar. Păi a spus că sunteți proprietar. Dar e treaba mea, vrei să-ți arăt actele de proprietar? Nu v-am cerut. Atunci? Doar să ne spuneți dacă a tăiat animale sau nu. Dar nu e treaba dumneata, întreb poliția, domnule, cine a tăiat. Dacă a venit poliția, ei știu mai bine. O consumați dumneavoastră? Da. Am înțeles, nu știu, pentru eu, consum. Nu eu, nu știu cine o consumă. La noi se mănâncă cam în tot cursul anului pastramă, spre exemplu, fiime nu mănâncă decât pastramă. Am tăiat și eu oaie să vie cu televiziunea să mă ia. Deși aici e vorba de o răzbunare la vreun vecin. Să știți că nu întrebați vecinii dacă a cumpărat carne vreodată, dacă a făcut ceva. Noi avem carmangerie, ne ducem, e cu totul, nu... După mine, ca vecin, eu stau mai departe. E o răzbunare. De să știți. Dacă a sacrificat, v-am spus, cum a zis domnul doctor, 5 capete, la noi să face ăla, îmi dă mie 5 bucăți, îi dau 4 înapoi, una eu dau lui. Deci nu s-a sacrificat pentru a fi... Deci nu era abatoare care... Nu, deci nu e abator, nu există abator aici pe zonă, înțelegeți? Fiecare în comună taie câte o oaie, câte o pentru necesitățile personale. Am făcut grătare, am băut un șpriț, deci absolut nimic din care să reiasă o chestie... Nu, dar nu se pune problema. E pentru consum propriu. Pentru consum propriu. A dat lui Sorus, a dat lui Vărus, a dat la vecini, am făcut cât un grătar. În urma primelor analize, medicii de la DSV au stabilit că o parte din animalele sacrificate erau bolnave. Colegii mei, împreună cu inspectorii de la Inspectoratul de Poliție Dâmbovița, au intrat în două exploatații din zona Moroeni, unde s-au găsit animale sacrificate, 9 oi și 3 sau 4 capre, animale care, din punctul nostru de vedere, erau sacrificate și destinate comercializării. Pot să spun în acest moment că sunt vizate foarte multe asemenea locații. Noi, împreună cu Inspectoratul de Poliție, facem acțiuni tot timpul și atrag atenția tuturor celor care eludează legea și celor care sacrifică animale în locuri neautorizate și în locuri unde nu sunt verificate de către medici de veterinari, că nu vom precupăți niciun efort de a-i prinde și de a confisca toată această carne care rezultă, pentru că este carne necontrolată din punct de vedere sanitar veterinar, iar din informațiile pe care le am până acum, colegii mei au găsit la câteva animale și animale parazitate cu cisticercoză, o boală care este boală gravă pentru animale, un parazit. Cei doi proprietari au fost sancționați contravențional de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița cu câte 5.000 de lei, urmând ca oamenii legii să stabilească cu exactitate proveniența animalelor. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au descoperit în două anexe gospodărești de pe raza localității Moroeni 12 ovine și 2 caprine sacrificate, pentru care nu s-au putut prezenta documente legale de proveniență. Totodată, polițiștii au descoperit obiecte specifice activității de prelucrare și tranșare a cărnii. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a provenienței animalelor sacrificate, precum și dacă au fost respectate normele sanitar-veterinare. Întreaga cantitate de carne a fost ridicată în vederea confiscării.